Salută, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Data aceasta vă prezint porumbii, micile noutăți care au mai apărut pe la ei. Haideți să începem. Aici voiajorii roșii au un pui. Îndopat. Bine, la un pui fac față, la doi nu. Aici avem ouăle la trestii. Aici albastru cu diluata ouă. Și venim aici. Fiindcă eu am uitat să vă arăt în vlogul anterior, la porumbei, de data trecută, acești doi puiuți din argintiu și bălțata pe roșu spre un argintiu. Tura trecută știți bine că mi-a dat un negru și acea femeie la lavandă. Tura aceasta, văd că negrul persistă, dar avem un argintiu. Credeam că tot lavandă se va face, însă spre surprinderea mea a ieșit un argintiu. La fel de bine dezvoltați, pot zic că mai bine dezvoltați față de prima lor serie. Să-i mutăm la locul lor. Aici am ceva dubii la acest pui. S-ar putea să fie un voiajor, dar din ce este scos nu pot să-mi dau seama. Am zis inițial că e un voltat, dar aia nu e coadă de voltat. Un voiajor albastru. Din ce ar putea să fie, efectiv nu pot să-mi dau seama. Dar toate acestea văd că voltații albaștri se descurcă bine. Aici avem puiul cuc, care s-a dezvoltat foarte, foarte bine. Deci nu mă așteptam ca cei doi capucini să crească acest pui. Aici avem capucinul. Care sper din tot sufletul meu să fie mascul. Până acum așa pare. Aici sunt ouăle de standard la albi. Cum se vede, masculul alb tot încearcă să vină să clocească, dar stau eu în calea lui. Așa, du-te la clocin. Aici, fratele s-ar putea să fie femeluță, dar în mare măsură tot un mascul ar părea. Sper măcar unul dintre ei să fie mascul. De-ar fi amândoi, Doamne ajută, dar cum am spus, măcar unul să fie mascul. Ăsta, după se vede, o să iasă bobat. Stai-mă un pic. Dau cu zoom. Se vede pieptul. Deja se va face de mic bobat. Ăsta posibil să rămână negru. Posibil. Se băgă la loc. Tu la capucini. Și tu... Opa. Așa. Și tu la voltații negri. Aici e boxa la voltații căpăcit pe galben. Așa, aici la standard. Hai să-l dăm jos. Avem doi pui. Un pui este al lor, celălalt nu este.
Văd că sunt foarte bine îndopați. De ce nu focalizez, mă? Așa. Asta deja se vede. De aici. Și mai avem aici la masculul că aplicat. La trestii avem doi pui. Ăștia sunt puii din roșii. Roșii au puiul lor, fiindcă au avut unul limpede și unul bun. Și lor le-am pus ăștia. De ce fac chestia asta? Fiindcă când am așteptări să reproducă ei bine și să crească ei puii bine, n-o fac. Dar când mai fac experimente de genul, să inversez ouăle și să-i las la voia întâmplării, cum a fost acest pui și acea corcitură de capucin pe care au crescut-o voltații roșii, a fost o surpriză plăcută. Așa că-i las. Dați migdalații. Femela diluată. Femela indigo homozigot. Masculul standard de anul acesta. Puiul voiajor roșu, crescut de roșii, din seria anterioară. Jos femela indigo heterozigot. Du-te la clocit. Acolo femela cealaltă indigo heterozigot. Roșia. Femela argintie. Jos avem masculul argintiu. Împreună cu puiul ăsta care poate să se facă un milky. Bălțatul pe indigo. Bălțat pe indigo. Heterozigot recesiv pe roșu, că a prins pata aia de pe spate. Foarte roșiatică. Aici avem femela indigo heterozigotul recesiv pe roșu, tot balțată. Posibil să-i fac pereche, dar vă mai gândesc. Sus avem masculul indigo, heterozigot. Balțata pe albastru, perechea de albaștri, voltatul alb. Guta. Acolo e gutul sfârcolat. Capucini. Cam e singura pereche din care am oprit un pui anul acesta. Și sper să-i oprești pe cei doi pui masculi, această femelă. Care tot mascul credeam că se va face. Bine, era micuță, dar după nori părea mascul, era destul de năroasă, ciocoasă, dar a fost ceva, un cup pe roșu și a ajuns mai mult o albă. Dar e splendidă. Asta am fost să renunț la ea. Acolo avem pe bunica, am băgat una pe involieră, nu mai are
grijă de ea albastru, fiindcă acum are ouă cu diluata. Aia e acolo. Nu vedeam pe femeia Isabel, ai zis acolo. Acum mai bine de știut, să le las voltați capucinilor roșii doar cât un pui. Tată fică. Și masivă această femelă. Mă bucur că am reușit să scot culori interesante cam pe la toți. Am scos două exemplare deosebite, deci această femelă lavandă și acel pui negru cu roșu prin el, tot o femelă, cred, acum nu știu. La capucini, la voiajuri nu mai spun, la standard nu prea am culori deosebite, dar sunt mulțumit că am scos un mascul dezvoltat. Până data viitoare, dragilor, vânt în pene!